Mamă, cât de mișto se vede, nu te cred! Și o să-i pun niște sare înăuntru. Reușesc să o dai de fiecare dată în picioare. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Lifehack-uri. Partea a patra, Lifehack-uri de pe TikTok. Primele trei episoade v-au plăcut extraordinar de mult și la fiecare episod s-au strâns peste 20.000 de like-uri. Și dacă la acest episod se va strânge la fel 20.000 de like-uri și dacă mâine se vor strânge, chiar mâine o să postăm partea a cincea. Parcă a cincea sau a șasea, nu mai știu exact care e din ele. Așa că dacă aveți și voi like-uri de pe TikTok, puteți să mi le trimiteți la mine pe Instagram, Florentin Hriscu, scris legat. Și bineînțeles să-mi dați și un follow pe TikTok, Florentin Hriscu, oficial cu 2 de F. Aveți totul în descriere. Fără alte discuții, aceste lifehack-uri îți pot salva viața, unele dintre ele. Hai să trecem la primul lifehack care poate să te ajute să câștigi de fiecare dată, cine știe, poate un concurs, poate niște bani, poate un pariu. Siguranță, odată în viața voastră ați jucat Battle Flip Challenge. Mai exact, știți toată lumea, aveți nevoie de o sticlă de apă, cu puțină apă în ea și poți să dai de fiecare dată să cadă în picioare. Din câte am văzut la lifehack-ul acesta, trebuie și că să pui niște sare în sticlă, cu siguranță o să cadă sticla de fiecare dată în picioare. Dar mai întâi vreau să văd fără sare, dacă nimeresc. Știți că am jucat de foarte multe ori Battle Flip Challenge, așa că hai să vedem cât de bun sunt, dacă mai știu să joc. Așa că... Uite, vezi, deci... Ea dă să stea, dar nu dau seama de ce nu rămâne. Poate trebuie mai puțin apă. Deci, vedeți, cade în picioare și nu rămâne. Că doar... Ați văzut? Ok. Dar acum lifehack-ul ăsta, ci că poate să te ajute să cazi de fiecare dată în picioare cu sticla. Așa că o să-i punem niște sare, să vedem dacă funcționează. Așa că am pregătit sarea aici. Perfect. Bum. Deschidem sticla. Și o să-i pun niște sare înăuntru. Și ci că reușești să o dai de fiecare dată în picioare. Nici nu știu câtă cantitate de sare trebuie. Bă! Bă! Bă, e mai prost decât prima oară. Asta a fost o pură coincidență. A fost doar o pură coincidență. Nu știu dacă se pune. Ok. Că din câte văd, poate am și prea multă apă în sticlă. Vedeți? Tot cade... Măi, nu știu ce să zic. Poate că dau eu prea bine. Vedeți? Cade în picioare, dar nu rămâne. Puteți să încercați și voi acasă. Vedeți, am reușit, dar nu știu dacă acest lucru e real. Și din punctul meu de vedere, acest lifehack este fake. Așa că îmi pare rău dacă ați crezut că este real. Și eu sincer am crezut că e real. E prima oară când încerc. N-are nici măcar un efect dacă pui sare în apă. Așa că, din păcate, dacă ați făcut un pariu să... faceți acest battle flip pe bani sau orice. Vedeți, aia e voi buni la battle flip. Hai să trecem la următorul lifehack. Lifehack schimbă total mintea. Pentru că pur și simplu nu mi-a venit să cred și nu știu cât e de adevărat. E prima oară când o să încerc și eu. Din câte am văzut, ai nevoie doar de un cub Rubik. L-am luat pe cel mai ieftin. Am investit în episodul ăsta, deci aveți mare grijă să dați un like în momentul acesta. Ca să continuăm seria. Așa că... aveți nevoie de un cub Rubik și din câte am văzut în lifehack-ul respectiv, pur și simplu acel băiat a rezolvat cubul Rubik doar din două mișcări. Trebuie să învârt o dată așa și încă o dată așa. Acestea sunt cele două mișcări care cică a rezolvat cubul Rubik. Deci doar asta așa și asta așa. Hai să vedem. Doar din acele două mișcări. A zis că poate dura chiar și câteva minute până se rezolvă. Ok, ok. Hai să nu fie nici prea greu. Ok. Din câte se pare, cred că am stat vreo două minute să-l rezolv, dar din păcate nu se întâmplă nimic. Că eu mă gândesc acum dacă, uitați așa, din altă perspectivă să vă arăt, pentru că eu dacă mă gândesc că rezolv cubul ăsta Rubik și fac așa, da, în continuu, doar atât, înțelegeți? Astea patru rămân pe loc și n-ai avea cum ca aceste culori să se schimbe de aici, pentru că eu țin degetul pe ele și ele nu se mișcă absolut deloc, vedeți? Doar alea de sus și de jos. Și am încercat să dau de multe ori și nu se întâmplă absolut nimic, vedeți? Tot încerc să-l schimb
dar absolut, absolut nimic. Păcate vă anunț că acest life hack este fake. Îmi pare rău, dar asta e, din păcate, pentru cei care au cubul Rubik. Știu că sunt foarte mulți care rezolvă cubul Rubik, sunt și pe YouTube, așa că îi felicit, sunteți cei mai tari și vă apreciez. Eu habar am să-l rezolv. Știu că sunt calcule matematice aici. Așa că, oricum, foarte mișto să te joci și îți pune mintea la contribuție. Așa că vă recomand cubul Rubik. Ok, hai să trecem la următorul life hack. Următorul life hack te ajută să economisești niște bani. Dar pe de altă parte, dacă acest life hack nu va fi real, e bine, din păcate o să rămâi fără haine. O să vă arăt mai întâi ce avem nevoie. Avem nevoie de un fier de călcat, de folie de copt, găsiți în bucătărie, o folie din aceasta transparentă, tot pentru bucătărie, și banda adezivă. Iar punctul cel mai interesant, aveți nevoie de un tricou, care, din păcate, sper să nu-l mai folosiți, pentru că eu acesta nu prea-l mai folosesc, l-am mai folosit și în episodul trecut și este găurit, dar ca să nu stric alt tricou, și de ce vreți voi. Eu am ales să fac această poză. Să îți imprimi pe poză orice mesaj vrei tu pe un tricou, pe un hanorac și așa mai departe, poate chiar și pe pantaloni. Și din câte am văzut, pur și simplu a trebuit să împachetez această poză din hârtie, scoasă la imprimantă în folia transparentă, iar apoi pun folia de copt și o să pun poza pe tricou și dau cu fierul de călcat și se imprimă pe tricou. Că ne salvează de niște bani sau dacă ne... Hai să o pun pe folie, dar trebuie împachetată cu totul. Și pe față și pe spate, din câte am văzut. Poza pe tricou. Iar apoi punem o bucată de folie de copt pe deasupra. Ok. Și trebuie cumva să pun bine de tot, să apăs mai mult, mai puțin. Habar n-am ce se va întâmpla acum. Sper doar să nu iau foc. Întindem bine. Să nu se ardă. Haide, haide, haide. Dacă acest lucru va reuși, cumpăr tricouri în viața mea, decât doar din acelea simple. Și pot să-mi pun ce mesaj vreau eu. Ok, cred că ajunge, scot asta din priză ca să nu se întâmple ceva. Iar acum sper să se întâmple magia. Dăm folia de copt la... Pe bune, frate. Nu știu dacă s-a întâmplat vreo ceva, dar din câte vă s-a dezlipit imediat ce am luat folia de copt. Da, nu cred că s-a întâmplat nimic. Din păcate, acest life hack este fake. Eu mă gândeam că în momentul în care pun fierul de călcat, cumva se topește folia aceasta transparentă și cumva se contopește cu tricoul, dar din păcate nu merge. Așa că decât să vă stricați tricourile, mai bine vă duceți direct din magazin. Life hack este fake, hai să trecem la următorul. Life hack e să îți șocheze prietenii sau pur și simplu să vadă wow cât de tare ești tu. Așa că tot ce aveți nevoie este de o bandă adezivă, orice fel de bandă, probabil merge și cu scotch, un balon cu apă și atât. Un balon cu apă, iar apoi a lipit banda adezivă într-un pătrat și în acel pătrat ar trebui să fie o gaură de la balon. Apoi a înțepat balonul și cumva apa a început să țâșnească ca și când apa ar fi înghețată, ca într-o fântână din aceea arteziană în care unul scuipă apa și apa dă o imagine vizuală ca și când ar fi înghețată. Nu bandă dublă adezivă, dar nu e nicio problemă, fel încât să fie în mijloc aici. Iar apoi noi o să trebuiască să spargem puțin cu cuțitul acolo și o să țâșnească apa ca și când ar fi înghețată. Hai să vedem! Eu acum ce trebuie să fac este să sparg cu un cuțit exact aici. Hai să vedem. Dacă nu, asta e, o să trebuiască să fac curățenie. 3. Vreau să fiți foarte atenți în momentul în care o să curgă, să vedeți cumva că apa o să înghețe, ceva de genul. Hai să vedem. 3, 2, ară prea sus sau prea tare? Sau să se dea scuțit în vârf, așa că o să pun cu un pix și o să-i fac repede. Ah! Ioi! Ai de capul meu ce-am făcut pe jos! Nu te cred! Ah! Clar! Nu știu cât de tare, trebuie cumva gaura să fie mult mai mică. Cred că momentan a fost fail, dar mai încercăm încă o dată pentru că mai avem un balon. Ok, următoarea încercare. De data asta am făcut o gaură mult mai mică, vedeți?
acolo, înăuntru, și o să trebuiască să fie din ce în ce mai mică, nu știu. Doar că a sărit o grămadă, așa că cel mai bine o să-l dau puțin mai în spate, scuzați mizeria. Sper să se creeze acel efect. 3, 2, 1. Haide. Merge, merge, ia, uitați. Vreau să văd dacă e ca și când ar îngheța. Haide. Mamă, cât de mișto se vede, nu te cred. Bă, merge! Ia uitați-vă! Wow! Ia, ia, ia! Deci vedeți apa, e ca și când ar îngheța. Acum se vede foarte fain. Ia uitați-vă puțin cât de tare! Nu te cred cât de mișto se vede! Super tare! Încă funcționează, încă funcționează, încă merge. Ia uitați, ia uitați, ia uitați. Mamă, cât de mișto se vede. Super tare. Deci, încă iese. Ia dacă apăs eu. Ok, nu mai vrea. Mamă, cât de tare. Super. Vedea, acest life hack este real, așa că felicitări, puteți să-l încercați și voi acasă, dar după aceea ar putea să trebuiască să faceți curățenie, așa că îmi pare tare, tare rău. S-a creat puțin acel efect vizual ca și când ar fi înghețată apa, deci e perfect. Așa că acesta a fost ultimul life hack. După cum vedeți, este dezastru în cameră. De fiecare dată când filmez ceva, e dezastru și eu trebuie să fac curat după aceea vreo oră. Așa că îmi pare rău, riscul meseriei, un mare like, să ajungem la 20.000 de like-uri dacă vreți următorul episod. Și dacă chiar acum dați-vă un like și mâine se strâng, mâine o să postez următorul episod, partea a 5-a. Nu uitați să mă urmăriți și pe TikTok, Florin Hriscu, oficial cu 2 de F, Florin Hriscu legat pe Instagram. Și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai incredibili, cei mai demențiali și cea mai tare trupă și cei mai tare dansatori. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. După ce termin de făcut curățenie, bineînțeles. Aia e. Salutare!